Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bun, aș vrea să vorbim în dimineața asta despre camerele de supraveghere instalate sau care vor fi instalate în curând. În școli. În școli, da. În clase, pe holuri, în curți, în toalete. Vă explic imediat. Cred că știți că recent ministrul educației, doamna Ligia Deca, a anunțat că legislația ar urma să fie modificată. Bine, dânsa a spus, practic, s-a înțeles că gata, s-a și modificat. Dar am investigat și e un proiect. Deci ar urma să fie modificată, astfel încât montarea de sisteme de supraveghere audio-video în școli să poată fi făcută fără mai fi necesar acordul părinților și profesorilor, așa cum se prevede acum, înțeleg. Doamna ministru a explicat că această schimbare este necesară pentru a crește gradul de siguranță în școli. Și are sens ce spune. Școlile nu sunt instituții publice? Ba da. Și atunci de ce trebuie acordul părinților și al profesorilor pentru genul ăsta? Legea, sunt diverse interpretări, adică CNCD-ul și spune că ideea de supraveghere permanentă a copiilor e un pic exagerată. Adică sunt discuții aici. Ok. Mă rog, știi, sunt atâtea companii private care au instalate sisteme de astea de supraveghere audio-video și nimeni n-a întrebat pe nimeni. Și noi avem o cameră chiar acolo. Și sunt multe. În siguranță și încredere. Da, deci în cazul în care instituții... vine cineva să ne bată în studio, să știți că avem cameră și o să fiți filmați. Sunt instituții publice care au camere. Sunt camere pe străzi. Da. Sunt imagini care pot fi preluate sau sunt preluate atunci când există incidente. Cred că e diferit de camerele de pe străzi. Că alea sunt, filmează, cum se spune, filmări incidentale. Adică filmezi strada și dacă se întâmplă să treci pe acolo, ok. Dar e altceva când pui o cameră de supraveghere într-o clasă unde te obligă legea să te duci în fiecare zi, știi? Sau la muncă, mă rog. Angajații văd că n-au nicio problemă, dar în școli, uite, e o discuție. Și care supraveghează minori. Și aici e o problemă. Și asta e. Și acum e isteria asta cu părinții. Bun. Copilul meu, vă atingeți jos labele. Ceea ce, mă rog, n-aș vrea să mă pronunț ca să nu influențez ascultătorii. Da. Dar cred că de data asta doamna Deca are un punct de vedere valid. Am criticat-o de atâtea ori, de data asta mi se pare un punct de vedere valid. Sunt locuri, adică periodic în școlile noastre se petrec violențe greu de imaginat. Plus că sunt semnale din ce în ce mai alarmante despre consumul de droguri sau alte substanțe în spațiile de învățământ. Povestea cineva că la școala copilului este o elevă, care în fiecare zi vine cu o vodcă, pe care o bea în timpul orelor, din teribilism, dar practic e foarte greu pentru profesori să demonstreze ceva, le lipsesc instrumentele să sesizeze diverse infracțiuni care se petrec în școala aia, poți zic că bea apă, ce poți face? Să chem poliția, să-i pune etilotestul, e foarte complicat. Nu rezolv nici cu camera asta. E adevărat, nu rezolv nici cu camera. Adică nu este cel mai fericit exemplu, dar sunt multe situații ce pot fi evitate, da. Anunțul doamnei Deca a fost primit cu rezerve sau cu o poziție directă din partea sindicatelor din învățământ. De exemplu, FSLI și Federația Spiru Haret au declarat că instalarea de camere de supraveghere în școli, fără consimțământul persoanelor supravegheate, reprezintă, citez, un atac la drepturile fundamentale ale cetățenilor. În schimb, sindicatele au propus să fie angajați mai mulți paznici. Și au propus și îmbunătățirea relației profesor-elevi-părinți. Ceea ce, desigur, este minunat. Aia cu să fie mai mulți paznici. Bun, poate dacă dau domnul Nistor și celălalt lider sindical să vină și cu bani de acasă să plătească mai mulți paznici, cum să facem? Să punem paznici în fiecare sală de clasă, în toalete, pe holul unde să fie, adică peste tot să fie paznici, să fie câte un paznic la fiecare elev, nu mi se pare o soluție valabilă. În plus, mai e o treabă, că o cameră, dacă o pui, stă acolo. Un paznic, da. Dacă îl pui, nu mai știi dacă... Mai are și el treaba lui. Iar asta cu îmbunătățirea relației profesor-elev-părinte, asta e că să fie bine, să nu fie rău, știi? Da, sigur, trebuie să îmbunătățim relația. Nimeni nu spune să nu îmbunătățim relația. Relația trebuie să fie mai bună. Când o să fie mai bună, o să fie mai bine. Până când nu o să așa, o să fie rău. Deci, în acest context, mare scandal la o școală din Timișoara, unde direcțiunea a montat camere de supraveghere în toalete, dar în zona unde sunt chiuvetele, nu la cabinele private. Cred că și acum școli este la fel ca atunci când eram eu mic. Mai întâi intri într-un spațiu unde te speli pe mâini, sper, după care te duci la baie, la cabina respectivă. Asta pentru școlile care au totuși toalete, la latrina în curte e cu totul altceva. Mai mulți părinți au protestat însă vehement și au sesizat poliția.
Și poliția trebuie să avizeze sau nu instalarea camerelor respective. În replică, directoarea școlii respective a spus pentru știrile ProTV că, și citez, am vrut să văd ce se întâmplă, eram cu gândul că vom fi felicitați. Am creat nemulțumire, în schimb, în ideea că odraslele dumnealor pot fi descoperite că fac tot ce nu permite regulamentul. Am încheiat citatul, potrivit directoarei, toaletele au devenit locuri în care elevii fac o mulțime de lucruri nepotrivite. Acestea sunt datele și pe baza lor vă invit să purtăm azi o discuție. Am vrea să ascultăm mai ales profesori și părinți, dar și elevi, și am două întrebări. Sunați-ne la 0372069599 și dați-ne mesaje audio sau ce mesaje vreți pe WhatsApp la 0728312132. Deci, 1. Ce credeți? Camerele acestea de supraveghere ar trebui să poată fi instalate în școli și fără acordul persoanelor supravegheate? Sau părinți, profesori, că presupun că nu o să se apuce să-i întrebe pe copii, că atunci nu se mai instaleze niciodată. Deci, cu sau fără acord, ar trebui să fie obligatoriu de instalat sau nu? Sunt diverse condiții, adică sunt condiții legale de folosire a imaginilor. Ele nu pot fi stocate mai mult de o anumită perioadă, datele sunt protejate și așa mai departe. Deci instalate în condiții legale, asta se înțelege, da? Și doi, cu sau fără acordul celor supravegheați, asta vom vedea. Unde ar trebui să fie limita? Unde să nu fie instalate camere în școli? În afară de cabinele private din toalete, asta e de la sine înțeles, da? Să nu pierdem vreme explicând asta. Dar în afară de cabine ar mai trebui să existe alte interdicții sau, dacă sunt de instalat, să fie instalate peste tot. În clase, pe culoare, da? La intrarea în toalete, în cancelarie. Eu aș vrea și în cancelarie. În cancelarie de ce nu? E scara profesorilor. 0372069599. Dacă credeți că în școlile din România ar trebui instalate camere de supraveghere și fără acordul celor supravegheați. Despre camerele de supraveghere în școli am vrea să vorbim. Dacă credeți că ar trebui instalate așa, prin definiție, în toate școlile din România, sau totuși copiii au dreptul la intimitate și nu să fie supravegheați video, audio, tot timpul, peste tot. Intrăm în direct imediat. Aș vrea să începem cu un mesaj. Bună dimineața! Eu sunt din București, în sectorul 3, iar în școala 82 sunt camere de luat vedere, dar nu sunt în toalete, ceea ce ar fi foarte ok dacă s-ar monta și în toalete, exact în baza de chiuvete, deoarece acolo la ora 1 se strâng în toalete și au de reglat conturi, de fumat, de drogat eventual. Așa? Și vă spun, e sursă sigură și sunt acolo și scandaluri, pentru că fata mea a fost prinsă la toaletă, trasă de păr, provocată de către o fată și a rezultat că nu are dovezi fiica mea, pentru că în toalete nu sunt camere, iar pe hol sunt camere. Deci da, sunt într totul și cu uniformă pentru școală și cu camere de la vedere. Vă pup și o zi faină. Și apropo, sunt acum, au întețit și paza în școală. Deci am mai adus și poliție locală, ceea ce este mult mai ok și să sperăm să mai fie incidente. Zi faină. Adică erau incidente... Nu e de bandadă în multe școli, vă spun. Da. Ce a spune și doamna asta, poliția cu poliția locală în școli, adevărul e că s-a ajuns și e nevoie de camerele astea de la vedere. Deci ar fi o măsură pentru situație extremă, înțeleg. Dar adică... sunt situații extreme în școli. Sunt multe situații extreme, din păcate. Spun, nu? Da. Cătălina, că... da. Cătălina, bună dimineața! Bună dimineața, Cătălina! Opinia ta! Bună dimineața! Bună! Vreau să-mi dau și eu cu părerea despre subiectul ăsta, pentru că sunt mămica unui băiețel care este clasa a doua acum, da. Dar încă de acum mă gândesc cu spaimă la tot ce se întâmplă și tot ce aud că se întâmplă în școlile din România. Mă refer la partea asta cu drogurile, cu violența, cu bullying-ul și mi se pare o idee foarte bună. Cred că noi trăim în țara în care avem foarte multe... foarte multe libertăți și foarte multe drepturi. Dreptul nostru de a nu fi să nu se violeze intimitatea, adică la ce drept al copilului ne referim aici? Să nu fie văzut făcând ce anume care i-ar încălca drepturile. Nu reușesc să înțeleg, dar mai la orice chestie, domnule, e dreptul meu, domnule, democrație, stai puțin că poate nu e chiar așa, adică e dreptul copilului meu la siguranță. Eu la asta mă gândesc. Aveți perfectă dreptate și am simțit și o schimbare de asta totală de paradigmă față de generația noastră, de copilăria noastră. Acum părinții își apără copiii cu prețul vieții.
Adică, păi, încă de când sunt mici. De exemplu, sunt mulți părinți... Adică le dau dreptate orice ar fi. Orice ar fi. Nu, și la apără. Am fost la ședințe cu părinții, sunt grupuri de-astea de WhatsApp cu părinți, am asistat la fel de fel de discuții. Mă, odată un părinte nu spune, da, domne, îmi pare rău, a greșit. O să văd ce am de... Nu. Nu e adevărat. Copilul meu, niciodată. Să nu vă permiteți să mai spuneți despre copilul meu. Interesant. Și încă de la copii mici, țin minte că mergeam cu ăștia mici în parc și era câte unul de la care le dădea șuturi în fund tuturor copiilor sau făcea răutăți. Vorbesc de copii de 3 ani, 4 ani. Așa. Deci foarte mici, da? Și mă uitam la părinte. Bă, nene, ia-l pe ăsta de aici. Vă rog frumos să lăsați în pace, nu vă permit. El așa trebuie să crească, să învețe singur de la viață. Păi zic, ok, interesant. Eu când eram mic, în principiu, orice se întâmplă era vina mea. Adică eram întrebat inclusiv când răceam. Mă întreba, cum ai reușit să răcești? Și da, asta, bravo. Atitudinea asta a părinților duce la incidentele astea. Pentru că școala nu se mai poate apăra. Adică profesorii. Îți spui părintele și părintele, lasă-mă, domnule, în pace. Bună dimineața, Daniel. Bună. Bună dimineața. Salut. Opinia ta, camere de supraveghere în școli. Sunt profesor într-o școală din Vaslui. Aha. În județul Vaslui. Da. La noi în școală sunt camere de la vedere. Avem camere și în cancelarii. Avem camere pe hol. Uh-huh. În clase chiar. Au fost puse cu acordul părinților și al profesorilor. Nu s-au opus niciun părinte, nu pot să cred. Au fost puse de vreo 10 ani. Nu s-a pus problema așa. Nu s-au prins. Respectiv. A, dar uite, foarte interesant asta. Copiii se mai schimbă. Numai o secundă. Copiii se mai schimbă, adică sunt generații diferite. Pui camere de supraveghere, în 10 ani ai noi generații. Ce trebuie să facă? Noi părinți trebuie să-și dea și ei acordul că există camere de supraveghere? Adică... Nu s-a pus problema, dar de fiecare dată când există o problemă, ne uităm pe camere și rezolvăm problema mult mai simplu. Și de cât timp ești profesor la școala respectivă? De 2 ani. Ah, ok. Deci nu știi cum era înainte, că sunt curios dacă s-au mai schimbat lucrurile după ce s-au instalat camere. Nu știm. Cu siguranță s-au schimbat, pentru că și elevii știu că sunt acele camere și cel puțin nu încalcă regulamentul în fața lor. Acum e foarte important și remarcă mulți dintre cei care ne trimit mesaje, val de mesaje, evident, în dimineața asta, în ce constă toată supravegherea asta? Adică dacă oamenii au acces la ceea ce se filmează acolo sau vor fi folosite doar ca probe în situații... Cine să aibă oamenii așa să fie public? Păi nu, asta trebuie să aibă acces doar în situații limită, când asta e nevoie de dovadă. Cred că imaginele respective oamenii... trebuie stocate pe server, uh-huh, și accesul acolo nu trebuie să fie decât în anumite situații. Da. Când există o sesizare, știi, e ca la camera de supraveghere și vine poliția și cere imaginile de la ora cutare la ora cutare. Am vrea să vedem ce s-a întâmplat acolo. Da. Nu să fie feed, streaming, live. Asta e, nu? Că mulți se gândesc la asta, știi? Că o să fie și o metodă de evaluare a activității profesorilor în clasă, știi? Dar nu asta e. Nu e un live show în care te uiți să vezi cum predă doamna de fizică. Nu așa se face. Mihai, bună dimineața! Salut, Mihai! Bună dimineața! Te rog! Păi era bună și ideea cu evaluarea profesorilor, să pună camere în clase. Și cine să evalueze profesorii aceștia? Uite, eu ca părinte vă pot spune că am băiat la liceu în Brașov, fiind clasa 12-a, sunt profesori care n-au mai venit la ore de nu mai ține minte. Aha, și eu pentru asta e nevoie de camere de supraveghere, să probezi că nu vine cineva la ore? Nu neapărat nevoie de camere de supraveghere, dar nu era o idee rea să le pună în clasă. O idee era însă era să le pună în baie. Fetele se dezvoltă mult mai repede, copiii se dezvoltă, poate se duc, vine vara, se duce un copil, se spală la sub braț. Ce facem, îl filmăm? Asta e o prostie. Interesant. Dar pe holuri, în clase, n-am nimic împotrivă să fie camere. Dar ce le răspunzi celor care zic că în băi, mă rog, în zona aia de chiuvete, se întâmplă că sunt acolo, și știm foarte bine, și de când eram noi la școală, că la WC-uri se fuma și se făceau porcăriile. Se întâmplă de pe vremea când trăiam. Uh-huh. Se întâmplă treaba asta. Eram în școala generală și se întâmpla treaba asta. Și am 50 de ani. Mulțumesc tare mult, Mihai. Adrian, ești în direct cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața. Salut, Adrian. Te rog. Obligatoriu, din Timișoara vă sun, obligatoriu spun că ar trebui montate camere, inclusiv la baie, în zona chiuvetelor, dacă ați ști ce povești și ce chestii se întâmplă în toalete, ați rămâne probabil cruciți, cum am rămas și eu. Mm-hmm. Dar uite de ce la... spunea ascultătorul de dinainte. Mihai. Că acolo poate fetele se duc și se spală la chiuvetă. Hai să facem atunci, pentru orice găsim noi un motiv să nu punem. Facem o chiuvetă separată să se spele la sub braț, dacă asta e problema. Noi avem probleme în țara asta să facem un WC-ul conectat la canalizare și acum tu vrei chiuvete separate fără nu știu ce.
Păi nu, aia se spală la sub braț. Asta e o chestie, se spală, nu știu cine se spală la sub braț la școală. Unii cred că se, nu știu. Mulțumim, Adrian. Da, eu aș vrea, nu e niciun, vreau și eu să aud un elev în dimineața asta, nu, un elev care este pe recepție și ar vrea și el să spună punctul de vedere, nu-mi zice că nu mai e timp. Sunt în pauză, mai avem un minut. Așa. Sunt în pauză, se spală la sub braț elevii. Șerban, bună dimineața. Salut, Șerban. Bună dimineața. Bună. Sunt, nu sunt elev, sunt părinte. Da. Și voiam să vă spun că da, n-aș fi de acord, nu neapărat din punct de vedere al protecției personale, cât din punct de vedere al faptului că nu rezolvă cauza în sine. Din punctul meu de vedere, ar trebui un pas. Nu, sigur că nu rezolvă. Stai, sigur că nu rezolvă cauza în sine, dar descurajează cauza, dacă pot să mă explic. Da, descurajează, corect. Descurajează în sensul că acei copii care fac bullying în școală vor muta bullying-ul din școală în după gard. Pe stradă. Dincolo de, da, exact. Și atunci ce mai rezolvă? Rezolvă pentru că îl limitezi, că mulți părinți își iau copiii de la școală, mai ales corect, până la o anumită vârstă și evit situațiile astea. Păi, până la o anumită vârstă. Așa păi, acolo sunt cei mai expuși copiii, acolo sunt problemele cele mai mari, cu copii mici de clase primare. Da. Bun, să vedem dacă se modifică legislația. Mulțumim pentru intervenții. Am înțeles cam care este tendința. Sincer, eu sunt de acord cu instalarea de sisteme de supraveghere pentru că ar descuraja anumite incidente. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.